de mare. Așa, așa. Ai luat-o tot? Într-un an al 515-lea în care a fost prima atestare documentară a orașului Preaza, într-un an în care ne bucurăm de centenarul Marei Uniri, nouă ne-a picat bine, ca să spun așa, încă o aniversare, aceea de a face unire la 7 localități existente în România cu același nume. Bineînțeles că este un unicat, cred că nu numai pentru România sau pentru alte țări, pentru cam tot universul, să zic așa, că suntem buricul pământului în acest sens, în prezere, suntem de aceea. Suntem 7 localități cu numele de Preaza, dar noi am dat drumul și la un slogan, niciunul mai Preaz decât ceilalți. Toți suntem la fel de Breji. Adică aș putea spune, dacă înlocuim termenul de Breaz cu termenul de Grozav, acum puteți să-l aplaudați. Mulțumim frumos! Asta este o confirmare a faptului că le dați dreptate. Ideea, bineînțeles, că a pornit după ce un drag coleg al nostru, mai întâi al meu, de armată, pe când lucram în liceu militar, el de atunci era elev și făcea vocalize cu mine la formația corală, actual profesor de chimie, dar mai bine zis este doctor inginer în chimie, care a găsit alchimia de a uni aceste localități cu ideea științific vorbind. El a scos o cărticică în care a explicat toponimia cuvântului Preaza și bineînțeles că acesta a fost momentul de bază de început care ne-a determinat să procedem la această acțiune. Nu a fost ușor, pentru că dacă face un pas în față, îl cunoaște și haide să-l aplaudăm, că se numește Bogdan Locanu și a trecut prin toate presele din România, vorbind cu personalitățile administrațiilor locale sau cu profesori care se ocupă de viața culturală a localităților, obținându-și toate informațiile necesare unei informări în această modalitate, într-o carte, așa cum a obținut-o el. Deci, științific, din partea noastră, toate felicitările. Vi prezint Bistrița, în ordine strict alfabetică, pentru că așa vă
mea, nu e nimeni mai preas ca celălalt, primarul Constantin Dumitru. Este prezent prin domnul profesor Tănase Rodilă, omul care are deja biografii despre satul Preaza și care, la o primă discuție în birou azi dimineață, deja ne-am găsit niște luidori comuni pe care îi vom dezvălui tuturor într-o carte pe care o vom face-o cu Breaza aceasta comună cu cele 7 județe. Mai departe avem Breaza din satul Lisa de Brașov, domnul primar Moga Gheorghe. Îi mulțumim frumos pentru că am văzut vorbind despre Lisa și promovarea festivalului Cerul de Aur. Este adevărat, domnule primar. Din momentul când mi-a picat fisa cu Breaza, am picat și cu ochii către toate prezele. Breaza de Buzău, domnul primar Drugă Marian, care a fost dimineață și a făcut datoria și a semnat hrisovul și a pus ștampila pe hrisovul nostru pe care vrem să-l semnăm în prezența dumneavoastră, reținut de alte activități, a fost nevoie să plece. De la Mureș este vorba de domnul primar Chira Gheorghe, delegat doamna Luca. Am nimerit. Doamna Luca, bine ați venit. Județul Neamț ar fi satul Preaza din comuna Bârgăoan, primar Foroneanu Mihai, care nu a reușit să ajungă, dar printr-o organizare viitoare vom face așa fel încât toate cele pe care le semnăm oficial astăzi aici să ajungă și la domnia sa. Mai avem județul Suceava, pentru că în ordine alfabetică am zis Prahova trebuie să fie ultima, în condițiile în care noi suntem oaspeți, noi suntem gazde. Și am zis domnul primar Lestenciuc Gheorghe, poftiți domnul primar, și cum vă spuneam, în ordine alfabetică strictă, Prahova, la urmă, domnul primar Gheorghe Richea. Dragi prieteni, și în ultimul rând, prieteni, este un moment solemn, extraordinar, și vă mulțumesc tuturor că sunteți prezenți aici, vecini de la Consiliul Județean, de la Guvern, oameni dragi nouă, și ideea de astăzi a fost să nu mai facem cum am făcut în fiecare an. Este o idee extraordinară. Este, mai ales astăzi, noi sărbătorim și ziua orașului, și târgul tradițional brezean. Știți, de fapt, ce era acest târg de 300 de ani? Erau schimburi de mărfuri între Transilvania, țara românească, Moldova, care se făceau la Breaza. Adică, oamenii cumpărau oile de la munte și își vindeau brânza, pastrama și toate produsele în schimbul celor de la curte. Ați văzut cum este astăzi. Grâu, porumb, gogonele pentru iarnă și alte produse. Acest târg se perpetuează de zeci de ani. Ne bucurăm că am venit și aici ne-am întâlnit tot cu floarea de la prună și cu oamenii cei buni. Și cu frunza de la față și cu oamenii cei dragi. Stau în loc și mă gândesc din gură ce să trăiesc. Să trăiesc să-și arată bine și să nu supăr de nimeni. Că de-aș fi în satul meu, nu m-aș teme așa rău. Că și popa când citește din cartea lui mai greșește. A mele nu-s tipărite și destui pe nimerite. Sunteți toți cu gânduri bune să ascultați ce voi spune. De când e lumea făcută, omul la frumosă bună. Și de când e lumea bună, omul cu frumosă bună. Așa cum v-ați adunat dumneavoastră toți aici ca să parafați o frățire între frați. Pentru că toți suntem frați. Nu mai lungesc, vă spun atâta. Vă urez de sănătate. Și de bine să aveți parte. Soarele să strălucească și copiii să vă crească.
Iar de traiul cel frumos să aveți mare folos, să vă meargă bine plumbul, să vă sporească belșugul, însă mânați busuioc, să răsară mult noroc. Să aveți noroc, domnule! Vă trebuie să aplauze, nu? Da, aplauze pentru semnătură, pentru prima semnătură. Să ne dăm în partea dreaptă ca să puneți capul în stângă. Perfect? Și dați-o mai departe, după aceea, ca să semneze notorul, da? Vă dorim succes și să dea Dumnezeu să reușim ceea ce ne-am propus. Vă mulțumim mult!